Un proiect important trecut tacit este și cel care reglementează circulația trotinetelor electrice și a bicicletelor pe drumurile publice doar pe marginea din partea dreaptă a carosabilului, acolo unde nu există piste speciale. Astfel, proiectul va fi transmis deputaților cu prevederea ca persoanele sub 18 ani să fie obligate să poarte cască de protecție pe trotinetă sau bicicletă, nu doar cele sub 16 ani, cum deciseseră senatorii. Cei care folosesc trotinetele electrice trebuie să respecte aceleași reguli ca și bicicliștii. Mai exact, trotineta trebuie dotată cu un sistem de frânare, lumini pe față și pe spate, dar și cu un sistem de sonorizare pentru avertizarea pietonilor. O nouă regulă spune că în momentul în care folosiți trotineta, nu trebuie să mergeți cu ea pe trotuar, ci pe carosabil, iar acolo unde există piste pentru biciclete, cei care merg pe trotinete trebuie să treacă de pe asfalt pe pista pentru bicicliști. De asemenea, utilizatorii trotinetelor trebuie să poarte veste reflectorizante pe timpul întunericului, iar cei care au sub 18 ani trebuie obligatoriu să poarte cască de protecție. Legea interzice utilizarea trotinetei de către două persoane în același timp. Cei care nu vor respecta toate aceste norme vor fi sancționați cu amendă prevăzută în clasa 3-a de sancțiuni, respectiv între 6 și 8 puncte de amendă. Un punct de amendă este 208 lei, ceea ce înseamnă că amenziile ar putea ajunge chiar și la 1664 de lei.